Fraților, mulțumit de lui Dumnezeu, ne aflăm în studiourile televiziunii. Am reușit să ajungem aici, în spatele tancurilor, cu armată și cu studențime și cu oamenii pe care îi vedeți și cu mii și mii de români și de alte naționalități care ne-au condus. În fața dumneavoastră se află eroul nostru, Mircea Dinescu, poetul. Vă rog să-l priviți. El lucrează. Vă va spune despre ce este vorba. Suntem emoționați, obosiți și dorim ca tot poporul român, de orice naționalitate, care a luptat cu arma în mână, în sensul că au avut în suflet acea suflare divină a lui Dumnezeu și a răbdării poporului român, care în sfârșit s-a rupt, să putem asculta cuvintele lui Mircea Dinescu, care vor fi purtătoarea genului românesc peste timp. Noi lucrăm. Iată-l pe Mircea Dinescu, care să vă spună. Spune, ce faci? Peste 10 minute vom da un apel către populație. Vă rog să vă păstrați calmul. Sunt momente în care Dumnezeu și-a întors fața către români. Să ne uităm către Dumnezeu câteva minute înainte de a vă vorbi. Înainte de asta apelăm la toate forțele ale armatei noastre. Armata în București e cu noi. Dictatorul a fugit. Apelăm, facem un apel către Ministerul Forțelor de Interne. Să depună armele, să intre în cazarmă. Poporul e cu noi. Peste 5 minute vom face un apel către toată suflarea română. Către eroicul popor român. Victorios! Victorios! Am învins! Am învins! Am învins! Am învins!